Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi am hotărât să vă filmez clipulețul cu project, proiectul PAN project, THOSE EYESHADOW 2023 Avem update-ul numărul 4 pentru luna iunie Și fiindcă este început de iunie, vreau să felicit toți copiii lumii să aibă o copilărie cât mai fericită și cât mai colorat alături de cei dragi. Desigur, vreau să urez vacanță plăcută pentru cei de acum care sunt în vacanță și nu am putut să nu vă arăt ce flori minunate am alături de mine. Sunt aceste margarete, peoni și ceva clopoței. I-am primit la serviciu din partea copiilor și mă bucur foarte mult când am astfel de flori colorate în casă. Simt mirosul adevărat, un miros care te îmbibă cu toate frumusea, frumusețea naturii și să nu mai lungim vorba, vreau să vă arăt ce s-a mai schimbat în acest proiect. Și ca un rezultat foarte bun, am în paleta de la Catrice Superbia Volumul 2 Top. aici am avut nuanța numărul 3 și este aceasta. A trebuit să folosesc de 28 de ori, mi-am atins scopul cu ea. În această lună, eu v-am zis că această nuanță am folosit-o mai mult sub sprânceană, fiindcă nu este atât de pigmentată, dar nici nu are foarte mare, cum să vă zic, sclipici ceva ca să se vadă pe pleoapă. Deci, am folosit-o sub sprânceană. Cam așa arată și pentru că în timpul acestei luni, adică mai, cât am folosit aceste palete, ea cu ea m-am atins scopul, am hotărât să introduc altă nuanță și a fost aceasta de la Catrice Five in a Box și a fost prima nuanță și este o nuanță si care la fel mi-a plăcut foarte mult. Pe ea a trebuit să o folosesc de 6 ori și desigur mi-am atins scopul și cu ea. Pe ea am folosit-o de vreo 7-8 ori, cei drept. Îmi place foarte mult și aceasta. Aceasta a mers mult mai mult decât asta pe, pe o apă ca să arate ceva uh, sclipici. Mi-a plăcut foarte mult și ea. Și desigur, dacă mi-am atins scopul cu această nuanță, a intrat uh, altă paletă cu alt fard în... Uh, în proiect și anume din această paletică Revolution Birthday Cake am avut nuanța numărul 6 și o mai am în continuare pentru că pe ea trebuie să o folosesc de 28 de ori. Eu am folosit-o de două ori, este aceasta. La fel este o paletică care îmi place foarte mult. Aceasta este nuanța. Ea rămâne în continuare în acest proiect. Îmi place foarte mult uh, și această nuanță, cred că este destul de ok pentru perioada de vară și o voi folosi și pe ea cu drag. Și vreau să vă arăt uh, o paletă care iese din uh, acest proiect, ce este anume această paletă Ingrid Cosmetic Colors Matte and Glam și în ea am avut nuanța numărul 6, este aceasta roz, Happy Mom trebuia să o folosesc de 27 de ori, eu timp de 4 update-uri am folosit-o doar de 5 ori și am zis că nu și mai are rostul să se țină în proiectul meu, nu prea folosesc eu astfel de nuanțe, cu toate că în perioada aceasta de vară ar merge mult mai mult, dar am zis că nu. Prea mult a stat în acest proiect și nu, -și, nu mi-am atins absolut măcar jumătate de, de ori din 27 cât trebuia, măcar în jumătate nu am folosit-o și a, am zis că nu. Va trebui să renunț la ea și să introduc o paletă cu un fard care îl voi folosi cu mare plăcere. Și s-a primit că am înlocuit această nuanță cu nuanța din această paletică I Love Revolution, Heartbreakers și am avut nuanța mistică. Și după cum vă spuneam, voi înlocuie această nuanță din paleta de aici cu nuanța din această paletă. Am -ă, paleta Mystical. A trebuit să întrerup puțin videoul că am avut un sunet dar și de ce am vine greu când se întâmplă astfel de lucruri, dar mergem mai departe. Și din această paletă, cu toate că o mai am odată în acest proiect, anume prima nuanță, dar acum voi avea nuanța numărul 4 și va trebui să o folosesc de 15 ore. Îmi pare foarte bine, deoarece este un topper care arată foarte frumos pe pleoapă și 15 ori nu va fi atât de mult. Are sclipici foarte mult cu ceva irizații mov. Dar îmi place extraordinar de mult și mă bucur că voi avea această nuanță. Și, desigur, mai am încă o dată în această paletă nuanța numărul 1, care trebuie să o folosesc de 26 de ori. Eu am folosit-o doar de 3 ori până când, dar tot timpul îl avem înainte. Și așa arată această nuanță. S-ar arăta foarte drăguț împreună. După cum v-am zis, pe aceasta trebuie să o folosesc de 26 de ori. Și paletele care au rămas în continuare din update-urile trecute este aceasta din paleta Rose Edition de la Essence, am nuanța numărul 8 pe care trebuie să o folosesc de 19 ori. Eu am folosit-o până la moment de 10 ori. Nu știu de ce în când fac un swatch arată foarte bine, dar pe pleoapă când o pun nu-mi place absolut deloc. Arată cam așa, îmi place foarte mult această nuanță, dar nu știu de ce nu arată atât de bine și pe pleoapă, doar de, nu am încercat niciodată să o pun pe toată pleoapa. Dar desigur încă de nou ori trebuie să o folosesc, am să încerc și așa. Și încă o nuanță care o avem în un fard, care îl avem în paleta de la Evelyn Cosmetic, anume paleta Nude, este și paleta Rose, pare mi și este și Neon, eu o am doar pe aceasta Nude. Așa, din această paletă am nuanța numărul 6, este aceasta, după cum se poate vedea, am folosit-o cât de cât, s-a făcut un pic de gropiță pe ea, trebuie să o folosesc de 22 de ore, eu am folosit-o de 11 ore în jumătate. Îmi place foarte mult această nuanță pentru colțul extern, dar chiar și pe toată pleoapa arată foarte bine, nu este atât de închisă, arată cam așa și îmi place foarte mult, pe apă se arată mult mai ok, mai închis, dar mă bucur că folosesc și această paletă și ultimul produs din acest proiect, știți că eu aleg și un far de pleoape mono și avem acest creun stick de la Oriflame din gama The One și am nuanța așa ce nuanță o am eu aici. Este, pare mi se, nuanța Sahara Brown, dar nu prea găsesc. Aha, aici este Sahara Brown. Pe el trebuie să-l folosesc de 14 ori și l-am folosit până la moment de 8 ori. Eu să cred că este destul de ok. Cam așa arată. Eu folosesc acest fard mai mult ca o bază pentru fardurile care le pun deasupra, și anume pentru acest fard și arată destul de ok. Îl voi folosi în continuare cu mare drag și pe el. Și cam acestea sunt fardurile care am avut și rezultate în ele și care rămân în continuare în acest proiect. Desigur că veți vedea mai multe rezultate în următorul update. Vă aștept în continuare pe canalul meu și dacă vă plac astfel de clipulețe, desigur vă aștept cu o abonare și cu o susținere.